Vă voi învăța cum să desenați. Desenatul e grozav, vă arăt eu imediat. Fă-ne un desen, Luigi. Când voi colora, un miracol va apărea. Împreună vom face desenul real. Fă-ne un desen, Luigi. Uită-te și vezi ce ușor poate fi. Vino, hai să desenăm. Deci fă-ne un desen, fă-ne un... Desenează-mi o casă! Hei, Yoko! Uite cum fac roata! Ta-da! Binișor, lui, și eu pot să mă rotesc așa! Uite! Deci, ce părere ai de asta? Grozav! Acum e rândul meu! Oh, aici erați! Salutare, salutare, prieteni! Bună, lui! Bună, Yoko! Un strop de ploaie! Uite ce nor mare! O să plouă! Să ne adăpostim! Altfel o să mi se ude aripile! Aha! Știu ce ne trebuie! O umbrelă? Nu! O pălărie? Nu! O casă! Așteaptă-mă aici! Mă întorc! O casă doar pentru noi? Ce idee bună! Vreți să construiți o casă cu noi? Da! Bine, priviți cu atenție! Ca să desenați o casă, întâi trebuie să faceți un triunghi. Uite așa! Oh, lui, asta e noua ta casă? Așa începe, acesta e acoperișul. Pentru acoperișul casei, desenezi un triunghi. E ușor, nu-i așa? Un triunghi? E ca pălăria mea țuguiată. Dar, lui, sub acoperiș trebuie să ai pereți. Ai dreptate, Yoko, desenează pereții. E rândul tău, Yoko. Wow! E ușor să faci pereții! Îi lipsește oare ceva casei noastre? Voi ce credeți, prieteni? O fereastră! Desigur! O fereastră, așa e! Voi desena o fereastră pătrată chiar acum! Și eu vreau una rotundă! Fereastra mea arată grozav, nu crezi voi? Da, Yoko, avem una pătrată și una rotundă. Hei, lui, putem intra în casa noastră acum? Hei, Yoko, am uitat să desenăm un singur lucru. Ghicești ce? Mă întreb ce e. Vă știți? O ușă! Așa e! Nu putem intra într-o casă care n-are ușă. E superbă! Acum putem intra? Stai un pic! Casa noastră e cam monotonă, fără culori. Ar fi mai drăguță dacă... colorau! Sunt isteți prietenii noștri! Colorez pereții cu galben, ca soarele, iar ușa cu portocaliu. Da, iar eu voi picta acoperișul în roșu ca aripile mele. Mulțumesc, lui. Haide, Yoko, abia aștept să intru. Vin acum. Dar lipsește ceva ce ar face-o și mai frumoasă. Yoko, vii! Yoko, Yoko! Unde s-a dus? Pe acoperiș! E mult mai bine acum că are și horn. Da! Yoko, vino să vezi ce mare e dormitorul meu. Să vedem? Wow! Nu-i frumoasă casa noastră? Și uite, lui, am terminat-o! Chiar la țarm!
bine e să fii în casă atunci când afară plouă. Acum soarele strălucește. Nu e minunat? Dar cui trebuie o casă când afară e vremea bună? Înseamnă că putem începe să ne jucăm în grădină. A, uite cum fac roada! Și eu! Uite-te la mine! Ca să desenați o casă, aveți nevoie de un acoperiș ca un triunghi mare, niște pereți, toți drepți, o fereastră rotundă și una pătrată. Și nu uitați că aveți nevoie de o ușă ca să intrați în casă. Și să nu uitați de horn. După aceea, o puteți picta în toate culorile curcubeului. Acum e rândul vostru să vă jucați. Pe curând, prieteni! Pe curând, lui! Pe curând, Yoko! Lui! Lui! Producție dublajului în limba română, Nickelodeon VSI Studios. Traducerea, adaptarea și montajul, VSI Net. Distribuția, Mihaela Șervan, Raluca Botez.